Bună ziua, bun găsit, doamnelor și domnilor, ne reîntâlnim la Arena Politică, în direct în această după-amiază, cu partenerul nostru de dialog, domnul Ion Georgescu, primarul orașului Mioveni, partener de dialog care a fost prezent la noi în emisiune, atunci noi am fost gazda domnului primar în biroul dânsului, în urmă cu 3 săptămâni. Bună ziua, bun găsit din nou, domnule primar. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație și, adevărat, cu 3 săptămâni în zile, mi-a făcut o surpriză că ați venit un birou al unui om normal, într-o funcție normală, care am făcut un interviu. Da, atunci nu știam că vom avea prilejul să vă avem din nou în studio atât de repede, datorită vizitei premierului Victor Ponta, vizită, cel puțin noi nu știam neapărat pe nepregătite, am aflat ieri de dimineață că va veni premierul la Mioveni. Și tocmai au fost și pe fondul unor discuții. Care a fost, de fapt, adevărata miza a vizitei premierului la Mioveni? Așa, cum să zic, o vizită neanunțată sau, de loc, doar în cercuri restrânse, ținând cont că tocmai se făcuse oarece tantam la uzina Mioveni, sindicaliștii erau oarece nemulțumiți de faptul că mult promisă autostradă Sibiu-Pitești nu se va face dintr-o singură etapă, ci se va face etapizat odată până în 2018, până la Vâlcea și după aceea să continuăm. Când ați venit noastră în birou la interviu, într-adevăr, n-am să știu despre vizita de la Mioveni, dar să știa de inaugurarea Centrului Educativ, pentru că am promis acum 2 luni de zile că Mâș Nicolae va aduce copiilor din Mioveni o instituție nouă, o clădire nouă, modernă, pentru desfășurarea activității. Din punct de vedere al vizitei, și eu am știut tot dimineața, ca și dumneavoastră, de la președintele Consiliului Județean, dar știam că în zona sunt niște evenimente mai deosebite în perioada următoare. Pe platforma ICN-FCN se vor semna niște contracte, vor fi niște evenimente care va aduce un plus valoare platformei de cercetare nucleară din Mioveni și probabil în următorii ani și locuri de muncă. Are legătură cu reactorul 3 și 4. Invitații pe dumneavoastră sau pe domnul Valega, care vă va spune mult mai multe despre aceste evenimente. Așteptam vizita premierului Ponta în zonă, dar nu neapărat în ziua de ieri. A fost deci, o surpriză neplăcută, dar așteptată. Deci a fost o întâlnire. Deci, pionul principal au fost cercetătorii din platforma de cercetare nucleară și, bineînțeles, că dacă tot a fost în zonă, a coborât și la Palatul Copilor, care despre acest obiectiv, de mai multe obiective din Mioveni, din județul Argeș, avea cunoștință de la președintele Consiliului Județean, care este și președintele partidului. Deci ne-am bucurat că a venit, ne-a onorat prezența dumnealui, a persoanelor care l-au însoțit, se bucură pentru orice obiectiv care se realizează, în special pentru copii, pentru generația tânără, se bucură pentru că și el va contribui la creșterea generației viitoare, generația care va conduce mâine, generația care, până la urmă, ei sunt viitorul nostru. A fost o surpriză plăcută, ce aș putea să spun mai mult, decât că i-am mulțumit pentru prima vizită, a venit tot așa pentru platforma Dacia și pentru platforma de cercetare nucleară. Tot cu acea ocazie, știți că DN73 e suspendată, înghesase lucrările și datorită dumnealui s-au reluat și s-au finalizat în 6 luni de zile. Aici se aminte bazinul de nut că înghețase lucrările, iar s-a rezolvat. După a doua vizită, vă aduceți aminte că președintele Niculescu l-a adus ieri și a văzut DN73 după catastrofa care era ca după bombardament, a văzut că în 6 luni de zile s-a rezolvat. Erau niște priorități și niște necesități și pentru județul Argeș, și pentru orașul Mioveni, și pentru exportul de la Dacia, și pentru economia județului Argeș și implicita României. Bun că tot vorbesc noastră de Dacia, ca să încheiem subiectul. Până la urmă,
S-au calmat lucrurile, sindicaliștii au înțeles? Deci, supărări există și la dumneavoastră în echipă, supărări există și la Mioveni, și în mediul de afaceri, și în fiecare familie, și în fiecare întreprindere, fiecare are nevoie de ceva. Și apără interesul propriu. Sigur, fiecare și-ar dori mai mult, fiecare și-ar dori, știu eu, un altceva, deci nu are nimic vizita de ieri cu sindicatul de la Dacia. Ca să încheiem cu speculațiile care au apărut. Dacă vin oamenii de la Dacia, de ce au venit? Dacă n-au venit, de ce nu au venit? Deci vă dați seama că cele două platforme industriale sunt în orașul Mioveni și noi îi invităm întotdeauna. Doi, invitația de ieri am făcut-o și noi, pentru cele două platforme, pentru liderii de sindicat, pentru conducerea întreprinderilor. Vă dați seama că sunt cei mai mari generatori de impozite din orașul Mioveni, dacă ei nu generau aceste impozite către bugetul de stat, către bugetul local, nu aveam cu ce să realizăm aceste obiective. Da. Deci noi întotdeauna îi invităm pe mari agenți economici din orașul Mioveni, pe cei mai mari generatori de impozite, că avem și firme locale în oraș din servicii care generează impozite și care oferă locuri de muncă. Că ei vin sau nu vin. Dar faceți un sondaj să vedeți că ei primesc invitații la fiecare eveniment important al nostru. Vă dați seama. Doi, în ce știu că și președintele Consiliului Județean Argeș, domnul Niculescu, i-a invitat pe sindicate, pe oameni de afaceri, pe domnul Virgil Dumitru, da, care l-a invitat președintele Niculescu. Și alte invitații, nu mai rețin că am avut emoții ieri, care au fost invitați de președintele Consiliului Județean. Pentru că în economia timpului și în perioada următoare, vizita premierului colaborat cu ceea ce se va întâmpla pe platforma de cercetare, ce se va întâmpla în zona Mioveni, parcul industrial, care peste 2 ani de zile se va vedea, va fi mult mai vizibil decât astăzi, va crea locuri de muncă. Deci toate au un rost, au un viitor și un circuit închis care îl pregătim din timp. Spitalul nou care se va începe. Deci toate au un rost. Deci nu are nimic una cu alta și v-am zis, suntem foarte suspicioși. Dacă a venit, de ce a venit? Dacă nu a venit, de ce nu a venit? Nu, că legat de acest proiect care se referă la Institutul de Cercetări Nucleare, spunea premierul Victor Ponta că săptămâna viitoare sau în următoarea săptămână se va declara prin hotărâre de guvern un proiect de importanță națională și se va semna un document de document oficial, partener străin în Italia și SUA pe linie de cercetare și tehnologii nucleare. Deci, cunosc mai multe amănunte, este un domeniu mai aparte această cercetare nucleară, nu vreau să intru în acest domeniu, invitați conducerea de la dar platformă. Dar cuvânt va fi benefic și pentru deci va fi benefic pentru cercetarea medicală, pentru reactorul 34, pentru locurile de muncă, deci nu se văd rezultatele imediat. În primul rând, dă o stabilitate pentru cei care 1200 de angajați care sunt în această platformă. Doi, le asigură cantitate mai mare de activitate de produs pentru perioada următoare. Iar peste 4-5-6 ani, probabil că se vor angaja mai multe persoane, pentru că, sigur, așa cum a spus premierul, reactorul 34 se va realiza. Să revenim la cel al doilea subiect, la Centrul Cultural Educativ Mioveni. Al doilea subiect, mă spun, la al doilea obiectiv vizitat ieri de premier și inaugurat de dumneavoastră, un centru multifuncțional care era necesar în Mioveni, în orașul tinereții. Populație școlară. Chiar avem imagini de acolo, putem și vedea ce s-a întâmplat. Populație școlară, am undeva la 6.000 de copii și elevi. Având în vedere că zona Mioveni este o zonă care se dezvoltă din punct de vedere cultural, având în vedere că sunt gazda mai multor simpozioane, mai multor manifestări cu inspectoratul școlar pe plan local, pe plan regional, pe plan național, având în vedere că avem și suntem promotorii Festivalului de Teatru pentru Copii. Aveam nevoie de această unitate, de acest obiectiv. Ea are în jur de 13 sări pentru repetiții și cursuri.
sala de festivități, sala mare, care are 200 cred că chiar o vedem acum. Foarte multe camere auxiliare. Pentru costume, pentru decoruri, pentru ceea ce aveam, să vă spun, nu că nu era foarte bun sau știu eu, nu avea spațiu necesar. Doi, nu vom renunța la colaborarea cu Casa de Cultură a Sindicatelor Dacia și nu vom renunța la spațiu care l-am avut înainte. Deci am făcut de așa natură încât să mărim capacitatea pentru copiii care îi avem la cele 14-15 secțiuni la ora actuală și am vrut să aducem și alte secțiuni noi. Am văzut că copiii de mici merg spre dans modern, dans sportiv. Și aveam nevoie de sală de repetiție. Aveam nevoie de sală de repetiție, da. Și de a le oferi habitatul necesar pentru desfășurarea cursurilor respective. Deci noi considerăm că unitatea, prin arhitectura care o are, prin spațiile care le are, va aduce un plus valoare și totodată îi va motiva mai mult pe copiii care activează în aceste cercuri, în aceste clase, în aceste cursuri. Mă bucur că l-am realizat, vreau să le mulțumesc tuturor celor care au fost prezenți, vreau să le mulțumesc tuturor celor care au fost prezenți și nu mi-am menționat ieri, pentru că au fost foarte mulți care nu au fost invitați de noi, foarte mulți care au fost invitați de Consiliul Județean, alții care au fost prezenți datorită mediatizării care s-a făcut-o și dumneavoastră și alte posturi de televiziune și au fost curioși să vadă dacă la Minoveni într-adevăr s-a realizat, cum este sau dezinformează cineva de la Minoveni. Deci sunt mai multe lucruri care au concurat la realizarea evenimentului de din curiozitate, din bârfă, din mai multe, deci toată lumea a venit acolo. Vreau să încerc scuze pentru părinții și bunicii copiilor, care nu toți au avut posibilitatea să intre de la început în sala de festivități. Trebuie să înțeleagă că această sală nu este ca la Casa de Cultură, unde sunt 550 de locuri. Ea este o sală cochetă și mică de 200 de locuri, pentru că nu am gândit evenimente foarte mari de amploare. Am văzut repetițiile copiilor, am văzut festivitățile de sfârșit de an pe școli, pe clasă, am văzut serbările de la grădință, unde o grupă are 25 de copii, 30 de copii. Deci nu este o sală, nu avea rost să facem o sală de 500 de locuri, pentru că avem pe cea de la Casa de Cultură de 550. Și s-au supărat. Eu îmi cer scuze la dumneavoastră, nu m-am gândit că toată lumea vrea să vină înăuntru, nu m-am gândit că vor fi atâtea persoane care erau interesate și nu m-am gândit că va avea așa mare impact. Până la urmă m-am bucurat că toată lumea era interesată. Feedback-ul a fost pozitiv, da? Poate-ți? V-ați bucurat că feedback-ul a fost pozitiv? Da, m-am bucurat pentru pozitiv. Că a stânit interes, m-am bucurat că au fost acolo, dă dovadă că nu este o investiție făcută degeaba, da, dă dovadă că populația, bunicii, părinții doresc să-și aducă și ne bucurăm că ei doresc să îndrume spre... Acum interesul este și mai mare. Sigur. Creându-se aceste posibilități și deci, mediul propice. Vreau să le mulțumesc constructorilor, vreau să le mulțumesc arhitectului Amalia Gugui, vreau să mulțumesc celor care s-au ocupat de design, de echipamente, de mobilier. Nu este așa ușor spre final, când vrei să pui în folosință un obiectiv, când treci așa în revistă și vezi că acolo mai trebuie un cuier, acolo mai trebuie un scaun, acolo mai trebuie, știu eu, un bec. Depinde de utilitatea care o are spațiul respectiv. Una peste alta, ne bucurăm că s-a finalizat, dacă încolo este o responsabilitate și mai mare. Pentru cei care îl utilizează. Pentru cei care îl utilizează, pentru cei care vor veni în el, ne gândim ca după 7 ianuarie, să-i facem un program de la ora 9 dimineața până la ore 21-22 pe ambele schimburi, sâmbătă și duminică, în funcție de evenimentele care vor avea loc acolo. Ne facem planuri pentru personalul de acolo, cum vom realiza, că știți că nu se angajează, știți că locurile sunt blocate. Da. Deci apare acum o altă serie de probleme și o altă serie de gânduri ce vom face, cum vom realiza.
pentru că l-am realizat, el trebuie să fie deschis, el trebuie să fie la dispoziția școlilor, copiilor. Nu se vor plăti taxe pentru utilizare? Nu. Sau nu. Ce se va întâmpla acolo? Pentru că vor fi foarte mulți doritori, mă gândesc, să folosească această sală de spectacole. Deci tot ce înseamnă școală, tot ce înseamnă aparatul copiilor, tot ce înseamnă evenimente la nivel local, național, județean, concursuri, nu? Pentru că suntem administrație publică, de-aia l-am realizat pentru a fi pus la dispoziția lor. Ne vom bucura dacă vor apărea tenori de la Mioven, dacă vor apărea mari balerini, dansatorii, știu eu, mari actori pe teatrele, pe scenele teatrelor din țară. Deci va fi o bază de lansare pentru viitorii artiști în toate domeniile. Am văzut și ieri niște mici actori de 4 ani, da. 3-4 ani, 5 ani maxim, care l-au încântat pe primul. Și noi ne bucurăm că ei de mici vin spre aceste centre de cultură. Și ne-am bucurat dacă și cei la vârsta de 15-18 ani ar veni cât mai mulți către aceste centre. Și vă dau un exemplu, ducem listă de băieții pentru fanfară, ducem listă de băieți pentru dansuri, în care sunt anumite suite în care trebuie să faci perechi. Merg foarte mult spre partea de dans sportiv, muzică ușoară și mai puțin spre obiceiuri și tradiții românești. Ne-am bucurat, dar probabil că vom găsi soluții ca să-i atragem și spre aceste domenii. Și până la urmă, decât să facă altceva, alte prostii, decât să, știu eu, să genereze altceva, este mai bine să vină spre sport, spre cultură. E o alternativă pentru sportul și timpul cultura liber. Înseamnă sănătate, înseamnă dezvoltare, înseamnă educație, înseamnă altceva. Că tot vorbim de inaugurări și de lucruri interesante care s-au petrecut în ultima perioadă la Mioveni, am văzut pe data de 1 decembrie la impresionanta paradă care a avut loc în Mioveni, s-au inaugurat și centrul civic împreună cu monumentul eroilor, o parte în centrul civic. Pentru prima dată s-a ținut această paradă acolo în fața Casei de Cultură a Sindicatelor și am putut vedea și acel monument al eroilor, foarte, foarte frumos. Da, mulțumim pentru apreciere. Am inaugurat, cum a spus și dumneavoastră, o parte din centrul civic, o parte din platoul Casei de Cultură a Sindicatelor Dacia și acest monument al eroilor este pentru prima dată când în centrul orașului există un asemenea monument și este pentru prima dată când toți eroii cunoscuți și necunoscuți din orașul Mioveni, însemnând toate cartierele, sunt în centrul orașului. Am colaborat cu un arhitect tânăr din Pitești, am colaborat cu firme din județul Argeș, să vă spun, pe românește este autohton totul din județul Argeș. Ne bucurăm că am realizat acest obiectiv. Probabil că ieșea mult mai frumos dacă era undeva pe la ora 10-11. Evenimentul la noi a început la ora 8:30 și depunerea de coroane și tot ceremonialul oficial a început cu ora 9, s-a terminat la ora 10. Oamenii au fost nemulțumiți datorită orei prea devreme. Participarea nu a fost pe măsura așteptărilor noastre datorită acestei ore, dar toată lumea pe 1 decembrie, pe 2 decembrie și în continuare vizitează acest monument. Foarte mulți, cum să vă spun, sunt emoționați când își văd, știu eu, rudele scrise. Deci s-au făcut ceva, niște cercetări istorice? Toate sunt realizate cu ajutorul celor de la arhivele militare din județul Argeș, care vreau să le mulțumesc pentru ajutorul dat și tuturor celor care au contribuit, începând de la arhitect, constructor și celelalte firme. Elena Dumitrescu, spuneți dumneavoastră. Da, un arhitect tânăr din Pitești, Elena Dumitrescu. Ea a coordonat întreg ansamblu, cum se zice, în mână liberă față de constructori și de firmele care au lucrat acolo și a ieșit așa cum și-a dorit ea, iar s-a bucurat alături de noi, văzând impactul pe întâi, în care populația a apreciat, a admirat acest monument. Sperăm să
nu fie vandalizat, sperăm să fie întreținut, respectat de tinerii și de populația din Mioveni și numai, și sperăm ca generațiile următoare să-l prețuiască acest monument. Acolo este trecutul, prezentul și viitorul orașului nostru. Bun, în momentul de față sunt mari discuții la nivel parlamentar, discuții care, până la urmă, se reflectă și la nivel local și, din păcate, s-ar putea să se reflecte și în administrații locale. Și aici ne referim la problema bugetului statului, problema bugetului care, ați văzut și dumneavoastră, este întoarsă, va de președinte, va parlamentarii opoziției reclamă către Curtea Constituțională anumite probleme și aceste întârzieri vor duce inevitabil la alte întârzieri pe plan local. Descentralizarea, că aici vrem să ajungem, descentralizarea, și dumneavoastră sunt sigur că de la 1 ianuarie veți prelua anumite instituții care acum sunt ale statului. Dacă nu aveați pârghiile bugetare, poate dumneavoastră aveți, dar alte comunități nu au. Cum vor funcționa? Începutul de an este la fel pentru toată lumea. Dacă bugetul de stat nu este aprobat și nu ai aprobat bugetul local, nu poți funcționa la capacitate și nu poți să preiei anumite activități, instituții, să faci finanțări. Aș începe cu urarea care și-a făcut-o premierul, că poate Moș Nicolae sau Moș Crăciun îi aduce un buget. Și dacă îi aduce domnii sale acest buget, înseamnă că îi aduce și nouă. Dacă nu vă dați seama că noi nu putem interveni în această problemă a bugetului de stat, este problema guvernului, este problema parlamentului, mai puțin la ora actuală problema primarilor din țară. Orice zi întârziere înseamnă decalare, devansare a investițiilor, a lucrărilor, a obiectivelor, a activităților, a finanțărilor acest buget. Noi ne-am bucurat dacă s-a adoptat, deci să finaliza în decembrie, înseamnă că primăriile la sfârșitul lunii ianuarie puteau avea în toată țara bugetul aprobat și probabil că cu luna februarie putea deveni operațional. Să sperăm că până la urmă se va rezolva, sperăm că aceste tensiuni între cele două palate se vor rezolva și că nu va fi afectată populația și instituțiile publice din România. N-ar fi bine ca să fie afectați pensionarii, bugetarii, știu, instituțiile publice care sunt sub ordinea statului, a Consiliului Județean, a Consiliului Locale, să nu fie afectate de aceste tensiuni. Cred că până la urmă președintele țării va fi mai rațional și va înțelege că este o altă majoritate, că este un alt buget și asumă răspunderea premierul și cu ministerul, își doresc altceva. Președintele este de dreapta, premierul este de stânga, stânga-centru. Este normal să fie, știu eu, tensiuni până la aprobare, pentru că fiecare își dorește ceva. Dar să nu fie, avem, să fim noi populația victime colaterale aici, în aceste contre între cele două. Dar nu premierul vrea ca să fie cineva victimă colaterală, nu guvernarea actuală, care are o majoritate de 75%. Sunt niște chichițe legislative care președintele României probabil că va auza de ele sau nu va auza de ele. Eu nu cred că va auza de ele și cred că a fost la supărare numai niște anunțuri publice și cred că citind bugetul, realizând impactul, cred că și dumneavoastră își dorește să fie mai bine, că și dumneavoastră este român. Sperăm că așa, că așa se va întâmpla și în cel mai pesimist caz, bugetul se va aproba în ianuarie și va deveni operațional prin undeva prin martie, ceea ce va da peste ca foarte mult activitatea primăriilor. Foarte mult, pentru obiectivele care sunt începute în acest an și vor fi finalizate la anul și pentru obiectivele care vor începe la anul, vor fi decalaje foarte mari. Aveam noi decalaje datorită contestațiilor de la licitații. Deci după ce că stăteai 3-6 luni de zile în plus datorită acestor licitații, mai stai încă 3-4 luni de zile și datorită aprobării bugetului. Pe o parte, toată lumea vorbește la televizor și mă refer între cele două palate, mă refer la președintele României, care zice nu faci, n-ai făcut, nu faci, nu vrei să faci. Iar pe partea cealaltă e o frână. Înțeleg.
Aici e problemă mult mai complicată, care oricum... Ne depășește pe noi, dar ceea ce văd în media națională nu mai înțeleg. Ori mă las să fac, ori mă las să fac, ori nu mă las să fac. Bun. Și o ultimă, un ultim subiect pe care vreau să-l mai atingem în această după-amiază, că tot v-ați întâlnit ieri cu premierul și ați avut mai multe contacte decât noi ceilalți. Sunt ceva, eu știu, ecouri pozitive în urma forumului economic care a avut loc săptămâna trecută, unde greii economiei lumii s-au întâlnit la București, și aș mă refer la partenerii chinezi cu care Argeșul are propriul protocol de colaborare încheiat încă din această vară, pentru că chinezii s-au arătat interesați de Argeș, în primul rând. Eu nu am stat în permanență la întâlnirea de la platforma de sus, pentru că aveam alte probleme. Dar am participat și din puținul care am participat, se vor vedea rezultatele întâlnirii forumului economic, pentru că reactorul 34, materia primă o ia de la Mioveni. Și reactorele vor fi construite de chinezi, cât am înțeles. Deci, vizita de ieri are loc și are rost și are impactul protocolului semnat cu chinezii. Sigur se va face reactorul 34. Va însemna cantitate mai mare de combustibil, va însemna locuri de muncă mai multe, va însemna o mai mare stabilitate pentru fabrica de cercetare de la Mioveni, va însemna mai multă energie proprie creată de către România la ora actuală. Deci acest parteneriat semnat acum două săptămâni începe să se... Adică va avea cel puțin, roade, de cel puțin în județul Argeș și în câțiva ani de zile se va vedea rezultatele lui. Ne vom întâlni ca oameni și vom vedea. Și noi așteptăm, pentru că chinezii s-au arătat disponibilitatea și pentru autostrada Pitești-Craiova, da, și discuțiile sunt destul de avansate. Și de asta noi îi așteptăm. Eu cred că aceste amănunte e sugestia pe care îmi permit să vă dau. Invitați-l pe președintele Consiliului Județean și pe senatorul Valega, care va da mai multe amănunte despre aceste probleme. Eu vorbesc de administrație și nu vreau să intru și nici nu vreau să creez altceva cu celelalte instituții. Întotdeauna am vorbit de ceea ce știu eu și ceea ce pot eu să fac. Bun, mai sunteți fan al sportului și la stadion. Am văzut că sunt niște lucrări. Ce se întâmplă? Este stadionul orășenesc. Se fac lucrurile de amenajare. Că vom avea echipă, că nu vom avea echipă, că ce va fi... Dar ne vom bucura când vor juca copiii nocturnă. Ne vom bucura când locuitorii orașului Mioveni, între cartiere sau știu eu, între străzile de Mioveni, vor face un campionat. Deci infrastructura o faceți. Infrastructura nu are nimic cu performanța. Așa a fost prins. Avem niște bani finanțare de la Federația Română printr-un program extern. Era păcat să pierdem cei 150.000 de euro. Dacă tot am câștigat acest proiect, clubul a câștigat, de ce să nu îi luăm? Deci 60%, 70% din ceea ce se face la stadion sunt pe fonduri de la Federația Română de Fotbal. Bun, domnul primar, și în ultimul minut pe care mai avem la dispoziție, chiar v-aș ruga să faceți dumneavoastră o invitație către toți cetățenii, respectiv cei din Mioveni, la ora 16, ora 18, aprindem iluminatul de sărbători. La ora 18 este un mic program artistic și așa cum l-am promis copiilor din Mioveni, și astăzi am vorbit cu Moș Nicolae, sosește în jurul orei 18 la Mioveni, va aprinde iluminatul ornamental de sărbători și le va oferi copiilor care vor fi în centrul orașului cât o ciocolată și știu ce mai are moșul după el. Și le-a promis copiilor că dacă vor fi cu minți, va veni și de Crăciun. Vorbește cu Moș Crăciun să vină și el. Vom vedea de seară la ora 18. Dacă tot aveți așa pile la Moș Nicolae, să-i spune și vorba bună, să-i spună domnului Ponta. Să știți că am să-i dau adresa dumneavoastră să treacă și prin Pitești. Sigur, va veni și la copiii probabil din Pitești și probabil că fiind la intrarea dumneavoastră va trece și pe aici. Bun, domnul primar, vă mulțumim pentru faptul că ați fost alături de noi în această după-amiază. Și doresc să le urez la mulți ani celor care mâine își serbează ziua tuturor sfinților de mâine, să fie sănătoși, să fie mai înțelegători, să fie mai buni
între ei și între noi și să le dea Dumnezeu multă sănătate și sărbătorile care urmează să le îndeplinească dorințele. Bun. Gazda dumneavoastră, Mare Mihai, vă spune la revedere. Rămâneți în continuare alături de programele noastre. Până data viitoare, numai bine și la mulți ani, la fel cum spunea și domnul primar, pentru ziua de mâine, pentru toți sfinții Nicolae, Nicoleta, Nicolae. Numai bine!